Școala noastră este singura din zonă care asigură pregătirea elevilor în domeniul protecția mediului, creșterea animalelor și domeniul veterinar. La început chiar nu aveam așa o viziune largă despre ce vreau să fac. M-au atras animalele având acasă o gospodărie și să încerc la profil veterinar. Poate îmi place și chiar așa a fost, mi-a plăcut. Când eram în liceu știam ce o să fac. Nu eram sigur că o să reușesc, dar știam ce o să fac. Știam că o să am un cabinet veterinar, știam că o să am o fermă de animale. Profilele agricole te ajută să devii antreprenor în primul rând, să-ți dezvolți un business. Încercăm să le arătăm că noi suntem o șansă, pentru că spre deosebire de un liceu teoretic, de la noi pleacă cu un atestat profesional, pentru care nu mai trebuie să plătească ulterior, de la noi pleacă cu niște metode de a fi pe picioarele lor și eventual de a-și deschide o afacere. Mă bucur că am intrat aici, fiind tot timpul cu profesori care predau economie, contabilitate și marketing, m-au ținut în domeniu și am învățat o grămadă de lucruri. Învățăm cum să devenim antreprenori, adică cum să devenim directorii unei firme, să ne înființăm noi o firmă. Îmi doresc să-mi deschid o afacere ca eu să fiu propriul meu șef, în măsura în care succesul meu să depindă doar de mine. Văzând la cineva că crește prepelițe și merge treaba, hai să încerc ce am de pierdut. Am venit acasă cu 150 de ouă, au ieșit undeva la 94 de pui. Când au ieșit pui, eram ceva, wow, ce fac cu ăștia, cum îi îngrijesc, nu știam nimic. Și acum am o baterie de reproducție și o șarjă de pui. Acum sunt antreprenor, în primul rând dețin o fermă de animale, 350 de ovine. Sunt administratorul unui cabinet veterinar privat propriu. Prestez servicii în cadrul unei ferme de vaci de lapte. Orice asta îmi place, asta am învățat de mic și văd că s-ar putea face asta în România. Sunt foarte multe motive pentru care ați face cea mai bună alegere să vă trimiteți copilul aici. Suntem aici o mână de oameni special pentru ei. Nu ei vin să ne întâlnească pe noi, noi venim să interacționăm cu ei. Noi suntem cei norocoși.